After 5 days, I left Sfântul Gheorghe for Dunavoțul de Jos, and I'm in the hotel Negreta, and I just met somebody that said this is the Eden on the earth. I wanna test it, taste it, and test it. See how is the taste of Eden on earth. Yeah, the place is really fabulous. What a place. Am din Dunavoțul de Jos. Am ajuns pe canale destul de încurcate și sofisticate și stresant de ajuns la ele. I left Dunavoțul de Jos early morning. I really enjoyed all the boats and the waves and
noise around. It was too much for me. I'm on a Canalul Dunavâț going to the Lake Sinoe on my right side. There is a potential storm. There is no wind at all right now. And I hope I can do this channel, like 25 kilometers, without any wind. And reach the lake and then decide what to do. Am plecat din Sinoe din cauza bărcilor și a zgomotului și a valurilor permanente. Sunt pe canalul Dunavâț, care este lung de vreo 25 de kilometri, în drum spre lacul Sinoe. În spate se vede o furtună destul de apăsătoare, dar cu ocazia asta am spălat barca, pentru că toată barca este sărată și arată groaznic. O să aibă nevoie de niște apă dulce ca să o spele puțin. Și o să ajung în la țărmul lacului și o să iau o decizie acolo. Bine că cel puțin în momentul ăsta navighez cu curentul din spate. Vine ploaia. This is the water in the last 10 minutes, 15 minutes at the maximum. It looks like the end of the journey. But it's too much, too quick. It came completely unannounced, and that will call it the end of the journey. Am terminat călătoria în 15 minute. S-a adunat apa asta în barcă. Sunt cazat la o pensiune, n-am mai stat în barcă, am venit doar să o verific. Am pregătit o supă în barcă, am pregătit eventual un pat de care peste noapte, în caz de n-am suspiciuni legătură cu securitatea bărcii. Atât de rea a ajuns vremea de la o zi la alta. În 20 de minute, puntea bărcii este plină de apă. Plouă. Nu se joacă. Mai e vremea să iau măsuri. Mă duc înapoi în camera de la pensiune, care mă chiriază pentru astăzi. A fost o decizie foarte bună. Mă întorc mai târziu să scot apa din barcă. Ce bine dacă aveam pompa.
It was a big bad storm. Very bad storm last night. And the channels were full of flowers. Those plants floating along the channel. I came 20 minutes earlier and they were everywhere. Some put kind of the flowers. Nu știu cum mai ajunge. A fost o furtună groaznică azi noapte. Sper să nu existe copaci vreo pe drum. Într-o zi, lupul a mâncat o oaie. Într-o zi, la o strână, a venit un lup și a mâncat o oaie. Vânătorul a luat pușca, s-a dus în pădure. Seara s-a întors cu lupul mort. A doua zi, alt lup a mâncat o oaie. Vânătorul a luat pușca, s-a dus în pădure, seara s-a întors cu lupul mort. A treia zi, alt lup a mâncat o oaie. Vânătorul a luat pușca, s-a dus în pădure, seara s-a întors cu lupul mort. A patra zi, măgarul a omorât o oaie. Vânătorul a luat pușca, s-a dus în pădure, seara s-a întors cu lupul mort. A cincea zi, o oaie a mâncat o oaie. Vânătorul a luat pușca, s-a dus în pădure, seara s-a întors cu lupul mort. Fără concluzie. Concluzia o trage singuri.